Avem logaritm baza x. Logaritm baza x. Din linie difracție 2x minus 5 supra 2x minus 4. Supra 2x minus 4. Este mai mic decât 0. Mai mic decât 0. Să rezolvăm în ecuația asta logaritmică. Da. Da? Ei, tu, începe tu. Să vedem ce vreau. Am scris pe aici ceva cândva. Păi am pus condiția ca x fie mai mare ca 0 și numitorul acela de x minus 5. Deci x mai mare ca 0 și x diferă de 1. Baza mai mare ca 0 diferă de 1. Și argumentul. Și argumentul să scrie 2x minus 5 totul supra 2x. 2x minus 4 este x mai mare ca 0. Deci sunt condiții. Da. Și? Și l-am scris pe 0 ca logaritm baza x din 1. Deci, de lăsat condițiile, da? Da. Și ai zis logaritm baza echivalent în ecuația ce? Da. Echivalent cu scrie logaritm baza x din 2x 5 totul supra 2x minus 4 mai mic decât logaritm baza x din 1. Logaritm baza x din 1. Da. Și acum? Păi dacă x este mai mare ca 0, asta păi este tot supra... Păi da, este supraunitar. Nu, trebuie să discutăm noi. Trebuie să luăm ambele variante. Sigur că da. Deci cazul 1. Aha. Cazul 1. X-ul aparține între 0 și 1. Deci x-ul subunitar. Da. Și în condițiile acestea... Se schimbă sensul și atunci... Atunci rezultă că în ecuația devine 2x minus 5 supra 2x minus 4 este mai mare decât 1. Mai mare ca 1. Și dacă e mai mare ca 1, e mai mare decât 0. Da. Deci dincolo de 1 și dincolo de 0. Deci asta e mai tare. Deci pe asta nu mai rezolvăm dacă rezolvăm pe asta. Da. Așadar, practic, aici aș adăuga, aș avea așa. X aparține de 0, 1. Asta mai mare ca 1 și că x mai, mai mare ca 0 diferit de 1, suntem de aici, pasați. Da. Deci cazul 1, o dată așa. Cazul 2. X aparține de la 1 încolo. La 1 plus infinit și atunci suntem cu x-ul de la 1 încolo. 1 plus infinit. Dar sensul inegalității este, se păstrează ca aici, deci nu mai este asta mai mare ca 1, ci 2x minus 5 supra 2x minus 4 mai mic ca 1. Deci, practic, noi avem de rezolvat aceste două condiții. 1, cazul 1 și cazul 2. Și cum poate să fie și asta sau poate să fie și cealaltă, înseamnă ce unde găsi aici, e unul cu ce găsim în partea cealaltă. Da. Deci, asta ar fi echivalentă cu... Asta trebuie să lucrăm. Cu cine? Ducem pe unul stânga. Da. Și vine 2x minus 5 minus 2x plus 4. Adică minus 1 pe 2x minus 4. Mai mare ca 0, da? Da. Ce aici ar însemna? Mulțim cu minus 1. 1 pe 2x minus 4 mai mic ca 0. Sau 2x minus 4 mai mic ca 0. Că numai dacă ăsta e negativ, că minus pe minus, o face plus. Da. Asta înseamnă că x aparține... De la minus infinit la 2. De la minus infinit până la 2. La 2. Și cum am zis, între 0 și 1, cum x aparține de 0, 1, 0, 1 e plasat aici. Da. Nu? Că este între minus infinit și 2. Asta rămâne de bază. Intersecția este 0, 1. Să vedem ce am avut. Păi, îl ducem pe 1. Ar fi exact asta, echivalentă, dar vine minus 1 supra 2x minus 4, mai mic ca 0, nu? Da. Și minus pe cine se facă minus? Pe plus. Plus. Deci asta ar fi echivalent. Va spune 2x minus 4, 4 mai mare ca 0, a fost mai mic, mai da. Mare. Adică x... x este la 2 la plus infinit. X aparține la 2 la plus infinit. E tocmai negația situației de aici, nu?
și cu mixul știam că aparține de la 1 la plus infinit. Care este zona comună? 2 plus infinit și 1 plus infinit. 2 plus infinit. 2 plus infinit. Deci rezultă x aparține de la 2 la plus infinit. Deci x aparține de 2 plus infinit este intervalul pe care l-am găsit, de la 2 la plus infinit. Și 0, 1. Și asta e soluție, și asta e soluție. În final, în ecuația asta este echivalentă. În ecuația aceea este echivalentă cu x aparține lui 0, 1 reunit cu 2 plus infinit. Acesta e răspunsul. De ce ai avut o greutăță? Și hai să vedem unde a fost chestiune care merită să le... Ea a fost o inecuație banală. Da. Sigur că ai scris, am pus condițiile. E bine că nu le-am rezolvat, că pierdeam timpul da. Acolo. Și pe 0 l-ai scris ca logaritm baza x din 1. Că logaritmul orice bază din 1 face 0. E, aici a fost chestia. Păstrăm da. Sensul sau îl schimbăm? Păi depinde de X. Bază subunitară sau supraunitară. Deci avem două cazuri. Ăsta e momentul important, aici. Da. Bază subunitară se schimbă sensul inegalității. Și am zis ce înseamnă 0, 1 și se schimbă în sensul inegalității asta, care rezolvată, ne dă nu știu ce acolo, minus infinit 2, dar 0, 1 este inclus în minus infinit 2, rămâne 0, 1. Și cazul 2 la 1 încolo, înseamnă că X-ul ar fi de la 2 la plus infinit, dar la 1 încolo cum lucrăm, 1 plus infinit, 2 plus infinit este inclus în 1 plus infinit. Da. Și atunci rămâne 2 plus infinit. Și bun și primul rezultat. Bun și al doilea. În final, în ecuația are acest răspuns. Da? Și alta? X plus... X plus logaritm baza 2 din 9 minus 2x logaritm baza 9 2. Din 2 minus x logaritm baza 2 2 din 9 minus 2x 9 minus 2x este mai mic decât 3 să vedem ce ai de gând aici. Trebuie să punem condiția ca 9 minus 2x să fie strict mai mare ca 0 și atunci x aparține interval la 2 pe 9 la... Deci 9 minus 2x strict mai mare ca 0, ceea ce ar însemna că x mai mic decât 9 pe 2, nu? Da. Adică x aparține minus infinit până la 9 pe 2. Asta e singura condiție. Da. Păi, am putea să ducem pe 3. Da. Nu știu, să ducem pe 3 în stânga. De acolo mai ce face. Nu. Mai degrabă aș face altceva. Ce altceva să facem? Deci este x plus o în baza 2 din 9 la 9 minus 2x, programează din 9 minus 2x, mai mic decât 3. Să aducem x-ul și 3 în logaritm baza 2. Să logaritmăm. Să logaritmăm. Adică ar trebui pe x să-l ducem în dreapta. Să încercăm o chestie de asta, să dăm la da. Merge ceva la ceva.
e jogar em base a 2 de 9 menos 2x é igual a 3 menos x. E menos 8. Não? Menos. Deve ter 3 menos x. X. Pe 3 minus 3. X ori 1 putem să spunem? Da, și 1 e logaritmul în baza 2 din 2. Hai să încercăm să vedem cine așa. E logaritmul în baza 2 din 9 minus 2 la minus 2x mai mic decât logaritmul. Mai mic decât logaritmul decât logaritmul baza 2 din 2 ori 3 minus 6. Logaritmul baza 2 din 2 și 3 minus 6 era în față, care da, era cu sus. Sus. 3 minus 6. Și atunci, de aici rezultă că ne ducem, se păstrează sensul inegalității de fiind baza supraunitară, 9 minus 2x mai mic decât 2 la 3 minus x. Ce să facem acum? Păi, 2 la 3 minus, minus x îl scriem ca 2 la 3 împărțit la 2 la x. Da. Deci ar fi echivalent cu scrierea următoare. 9 minus 2x mai mic decât 2 la a 3-a supra 2 la x. Și aducem. Să ducem același viitor, să scrie 2 la x pe lângă 9 minus 2 x mai mic decât 8. Da. De la 3 la 8. Și Da. E 2 la x egal a 2x. Păi 1, 2 ori. Dacă am 2 la x pe 1, da, nu e simplu. Dar 2 la x pe 8 îl simt înapoi. Da, păi... 8 e 2 la x sau 2 la x pe 8 e inversa. Ce? Nu... E o ciudățenie totuși aici, că este o inecuație combinată între funcția de gradul 1 și funcția logaritmică. Vezi? Da. Deci nu e, nu e o chestie foarte simplă. Că atunci când avem numai logaritmi sau mai exponențiale sau dacă nu e așa și nu e așa, lucrurile se complică. Aici problema nu e deloc simpluță. Și ce am putea noi să gândim, dacă am gândit ca o ecuație și ca ecuație dificilă, adică să fie egal cu 3. Și atunci, parcă ar fi asta o funcție și să aibă imaginea pe 3 și să ghicim soluția, să încercăm să vedem y care apar prin funcția asta și în ce zonă se întâmplă să fie mai mici decât 3, o problemă complicată. Oare găsim vreun x încât să facă 3? Păi... Ca să facă 3. 3, hai. X-ul e la 9 pe 2 înapoi. Dacă pe X ar lua... De regulă încercăm un număr natural. X-ul 0, logaritmul baza 2 din 9 e un număr urât. X-ul e 1
7 ar fi 9 minus 2, 7, 9. E tot irațional. Dacă luăm 4, deși x egal cu 4, ar veni logaritm baza 2 din 1, nu că 2 ori 4, 8, da, și ar veni 0, deci scăpăm ăsta și x-ul, cât am zis, 4, da? Dar 4 nu-i mai mic decât 3, deci 4 nu ar conveni. Și de acum 5, 6, 7, nu știu ce, nu. Deci x-ul trebuie să fie mai mic decât 3. Ca să nu mă duc peste 3, da? X-ul neapărat trebuie să fie mai mic decât 3. Dar când îl iau mai mic decât 3, vine logaritmul și aduce și el contribuția. Dacă îl iau chiar 3 și dă un număr acolo, nu-mi place. Dacă îl iau 2, 2 plus logaritm baza 2 din, cât vine acolo, din 5, nu? Da. Dacă x-ul e 2, logaritm baza 2 din 9 minus 4, minus 4, cât face? 5. Și logaritm baza 2 din 5 face cel puțin 2, că din 4 face 2. Și 2 și cu 2 fac 4 și îl depășește pe 3. Apoi, aș lua pe x-ul, deci 2 nu mers, nu? Nu. 1. Dacă x-ul e 1... 9 minus 2, în baza 2 din 7. Logaritm baza 2 din 7 face cel puțin 2. Da. Și cu 1 fac cel puțin 3, care depășește pe 3, nu-i mai mic. Deci nici până în 1 nu mă pot duce. Cu 0, 0 plus 1, logaritm baza 2 din 9, care face cel puțin 3. Deci din 8 face 3. Da. Deci nici 0 nu-mi place. Acum le iau un număr negativ, minus 1. Și... 9 plus 2, 11, logaritm baza 2 din 11, minus 1. Da, logaritm baza 2... Logaritm baza 2 din cât 11? Minus 1. Minus 1. Minus 11 și minus 1, minus 1 să pun în partea asta. Plus, da. Și cât faci logaritm baza 2 din 11? Face un număr de la 3 încolo. Da. Dar nu face 4. Că ar fi din cât? Din 16. Din 16. Deci nu face 4. Face mai puțin de 3. Și mai puțin de 4. Și cu minus 1 face mai puțin de 3. Deci bun. X-ul ăsta minus 1 începe să fie bun. Dar dacă le iau pe X-ul, hai să zicem, X-ul cât am dat minus 1? Minus 2. Dacă x-ul e minus 2... 9 plus 4, 13, logaritm baza 2 din 13, minus 2 plus logaritm baza 2 din 13. Deci minus 2 plus logaritm baza 2 din 2, din 13. Din 13, nu? Sau da, 13. 13. Face mai puțin de 4. Da. Adică face 3 și ceva. Da. Și cu minus 2, face minus 2 și cu 3 și ceva, face mai puțin, face mai puțin de 3. Deci începe să fie bine cu x și negativ. Da? Deci 0 unde dea 3 și ceva, nu-mi place, dar de undeva între 0 și minus 1 începe să fie treaba bună. Și deci se pare că x-ul vine de la minus infinit până la un număr între 0, 0 și minus 1. E destul de interesant. Acum îl găsim numărul acela. Între 0 și minus 1. Deci x între 0 și minus 1.
Dacă l-am luat cu egalitate, acolo să zicem egal cu 8, cu exponențiala aceea, deci este un x între 0 și 1, nu e ușor de găsit. Nu e ușor de găsit pentru că una e funcție crescătoare și alta e descrescătoare acolo. Și acest lucru încurcă. Și când ar fi ele egale, una crește, alta descrește. Da, deci este o ecuație destul de... Câte ceasuri? S-au trecut 20 de minute. Adina, este... e oprită așa, da? Da, da. Bun, eu am întrebat, nu am oprit de la. Nu. Da, inecuația asta, încă o dată spun, este o inecuație complet diferită de toată tipologia de până acum, pentru că ea este între funcția lineară, funcția de gradul 1 aici, cu funcția logaritmică. Dar, deși e baza supraunitară, din cauza că 9 minus 2x e descrescătoare, logaritmul ăsta, așa văzut, e funcție descrescătoare. Și din coace este funcție crescătoare. Și suma dintre o funcție crescătoare și alta descrescătoare nu mai păstrează un același sens de monotonie. N-aș putea să spun care domină în final. Parcă ar domina asta, să zic. Dar rezultatul, dacă îl domină, înseamnă că în final ea va impune ritmul de creștere, sensul ei. Și atunci s-ar putea să fie așa. Dar totuși e o problemă destul de delicată. Dacă ar fi fost minus aici, atunci ar fi avut atât x-ul cât și logaritmul din cauza lui 9 minus 2x, ar fi avut același sens de monotonie și m-aș fi gândit la injectivitatea funcției, unicitatea soluției de acolo, ar fi fost altceva. Dar aici este clar că una crește x-ul ăsta, f de x, f de x egal cu x crește, cealaltă logaritm baza 2 din 9 minus 2x este descrescătoare, repet, descrescătoare nu din cauza bazei, din cauza lui 9 minus 2x care este descrescătoare. Și logaritmul păstrează cu copii ce se întâmplă între argumente datorită lui 2. Dacă ar fi fost baza subunitară din 9 minus 2x, atunci ar fi fost crescătoare, că ăsta e descrescătoare și baza subunitară schimbă sensul și ar fi fost la fel și aici. Da, rămâne să ne mai gândim. Este o chestie care nu-i, repet, nu-i clasică. Seamănă cu 2 la x plus 3 la x egal cu 5 la x. Sau dacă e 2 la x plus 3 la x e mai mare decât 5 la x, o inecuație, iarăși, nu e clasică, dar totuși, deci 2 la x plus 3 la x mai mare decât 5 la x. Hai să o iau așa. Împărțim totul pe 5 la x, vine 2 pe 5 totul la x plus 3 pe 5 totul la x mai mare decât 1. Găsim soluția x egal cu 2. Așa. Și probabil că observăm că pentru x mai mare ca 2 sau mai mic ca 2 se va întâmpla lucrul acesta. Pentru că dacă luăm x mai mic ca 2, atunci rezultă de aici că 2 pe 5 la x e mai mare decât 2 pe 5 la 2. Da? Că se schimbă sensul bază subunitară. Și 3 pe 5 la x e mai mare decât 3 pe 5 la 2. Și dacă trag linii și le adun, fiind același sens, se adună și
sensul este același, da? Da. Deci din 2 pe 5 totul la x plus 3 pe 5 totul la x mai mare decât 2 pe 5 la a doua plus 3 pe 5 la a doua înseamnă 1. Adică exact cum ne spune nouă. Mai mare ca 1, nu? Da. Adică x mai mic ca 2 am ghicit-o. Cu alte cuvinte, asta ar fi echivalent cu x mai mic ca 2. Adică x aparține intervalului minus infinit la 2. Da, da, deci aici am mers că am avut șansa să împart prin și am avut aici exponențiale cu același sens de monotonie. 2 pe 5 subunitară, 3 pe 5 subunitară. Și atunci, la adunându-le, s-a păstrat. Dar dacă luăm în ecuația următoare, x plus logaritm baza 2 din x, x plus logaritm baza 2 din x, hai să vedem cât ar face dacă luăm pe x egal cu 2. Dacă 2 plus 1 egal cu 3, da? Și atunci zic mai mare ca 3. Și vreau să rezolv în ecuația asta x plus logaritm baza 2 din x mai mare ca 3. Păi luăm x egal cu 2. Și vedem că x egal cu 2 ar fi egalitatea, nu? Deci pentru x egal cu 2 se întâmplă să facă 3. Nu, pentru x egal cu... pentru x egal cu 2 face 3. X egal cu 2 face 3. Pentru x mai mare ca 2, rezultă că logaritmul în baza... 3. Logaritmul baza 2 din x mai mare decât logaritmul baza 2 din 2. Da. Se păstrează sensul, nu? Când logaritmezi în partea asta. Adică, cât face aici? Egal cu 1. Deci am x mai mare ca 2 și logaritmul în baza 2 din x mai mare decât 1, nu? Da. Trag liniște adun și vine că x plus logaritmul baza 2 din x e mai mare decât 1 și 2, 3. Deci asta se întâmplă dacă x e mai mare ca 2. Adică x aparține de la 2 la plus infinit. Deci vezi ce s-a întâmplat? Eu am avut bafta aici că atât funcția asta cât și cea de-a doua sunt cu același sens de monotonie. Deci au același sens, adică am în două, așa asta e crescătoare și asta e crescătoare. Fiindcă este cu același sens inegalitatea, le-am adunat membru cu membru și mi-a ieșit clar că e mai mare ca 3, câtă vreme x și sunt de la 2 încolo. Deci cu toți x și la 2 încolo. Mă apropii ușor de ce am eu aici. S-o întreba să am și 3, dar inegalitatea este cu mai mic acolo, da? Da. Dacă aș fi luat-o cu mai mic, eu dacă aș fi avut inegalitatea asta logaritm în baza 2 din x. X plus logaritm baza 2 din x mai mic ca 3 ar fi fost echivalent asta cu x plus x mai mic ca 2, 2, da? X aparține de la minus infinit. X mai mic ca 2, deci x aparține la minus infinit, dar nu se poate la minus infinit, de la 0 la 2. Da. Asta ar fi fost în ecuație. Dar, repet, șansa mea a fost aceea, că pentru x egal cu 2 dau peste 3, da? Și atât funcția asta cât și asta altă au același sens de monotonie. Crescătoarea în 2, adică se păstrează acolo mai mare sau mai mic, da? Însă la noi lucrurile sunt complicate, că 9 minus 2x nu. Și nu găsesc un x care să-mi facă pe 3, cum l-am găsit aici, pe x egal cu 2. Da. Deci nu găsesc un anumit x care să-mi facă
Dacă dau 4, deja nu poate să fie mai mic decât 3. Da? Dacă inecuația asta ar fi fost așa, nu cu 3, ci cu 4. Deci dacă aș fi avut inecuația, așa, x minus logaritmul baza 2 din 9 minus 2x mai mic decât 4, poate aș fi reușit. Pentru că luându-l pe x egal cu 4, 9 minus 8 face 1, logaritmul baza 2 din 1 face 0, și atunci 4 minus așa, mai mic decât 4, ar fi fost egal chiar cu 4, da? Da. Dar asta, când am luat pe x, egal cu 4. Pentru x mai mic decât 4, hai să zicem, pentru x mai mic ca 4, s-ar fi întâmplat că minus x, de aici ar fi reușit, că minus x, nu, să mulțim cu minus 2 asta. Mulțim inegalitatea cu minus 2. Și ar fi fost echivalent. Minus 2x. Minus 2x mai mare ca minus 8. Da. Adunam în ambii membri un plus 9. Și aș fi avut 9 minus 2x mai mare decât 1. Logaritmăm în ambii membri în baza 2. Și echivalentul a spune că logaritmul baza 2 din 9 minus 2x este mai mare decât logaritmul baza 2 din 1, adică 0, nu? Da. Mulțesc cu minus 1, dacă nu am minus aici. Da. Și mi apare că minus logaritmul baza 2 din 9 minus 2x mai mic ca 0, da? Adunăm un x. Adunăm. Pe de altă parte, știu că x-ul, cum am luat? Mai mic decât 4. X mai mic decât 4. Da? Da. Tragem linii și le adunăm. Am același sens. Și vine x minus logaritmul baza 2 din 9 minus 2x mai mic decât 4. Deci, aș fi avut așa rezolvată problema, da. Și asta ar fi fost cu x mai mic decât 4, nu? Da. Deci, x aparține lui minus infinit 4. Dar cum, de fapt, nu am niciun motiv de supărare. Minus infinit 4 rămâne. Minus infinit 4, da? Și asta ar fi fost inegalitatea în condițiile acestea. Uite, modificări destul de mare. Aici minus și aici am pus pe 4, vezi? Da. Dacă este 9 minus 2x, dacă este 9 plus 2x, iar se schimbă problema. Deci eu cred că de ghișițul ăsta a fost copiat de tine greșit. O să mă uit. Da? Deci este o chestie care nu-mi permite să mă duc în discuții, pentru că una este crescătoare, alta e descrescătoare. Și aceste lucruri mă scot din mână în clipa asta. Vezi? O singură greșeală, un semn undeva, m-ai scos din mână. Nu mai pot să mă duc. Da. Funcții sunt din naturi diferite. Asta mă scoate pe mine din mână. Că una e crescătoare și cealaltă descrescătoare. Și care, din ce am simțit în valori, se pare că de la, cu x-ul de la minus 1 și 0 se produce acolo o ruptură, iar în rest
până la punct, de la minus infinit până la x0 acela, știm singur să răspundem. Este adevărat, de la x0 acela, între minus 1 și 0 încolo, nu mai este adevărat inegalitatea. Dar pe cel x0, cum să-l găsesc, nu e la îndemână. Ne oprim aici, că da. Sunt destul de obosit, azi am avut o zi grea. Cu agricultura am niște probleme complicate acum, așa că am lucrat până în ultim moment. Am și întârziat și la grupa cealaltă, la clasa a șasea, da? Să sperăm că se vor mai diminua, dacă nu se multiplica. La revedere, dragilor!